declarații ale lui Marian Vasile, care n-au fost până acum rostite și care chiar pun situația într-o altă lumină. Răsturnare, să urmăriți! Tu ai petrecut mult timp cu ea în această perioadă. Da. Ai încercat, Marian, să ai o discuție cu ea între patru ochi? Am încercat, că practic și eu sunt de acord că practic boala asta se sincronizează foarte mult cu o traumă. Am încercat, nu mi-a spus nimic, niciodată. Nu știu dacă... Ea ascunde anumite lucruri, ține în ea anumite lucruri? Probabil că da, nu pot să spun. Ea zice că nu, că... Spune că practic a fost marcată de boala lui Liviu, când Liviu s-a îmbolnăvit, ea se vedea cumva rămasă fără meserie, cum se spune. Na, Liviu fiind impresarul și ocupându-se de ea, probabil s-a gândit că dacă se întâmplă ceva rău cu Liviu, o să fie și ea rău. Adică asta e ce mi-a spus ea. A fost foarte marcată de boala lui Liviu. Interesantă teorie, deci n-ar fi plecat neapărat de la dispariția 80.000 de euro, cel puțin din ce știe el, sau poate că a vrut să fie diplomat, ci de la, chiar de la Liviu, dar de la drama lui. Am văzut că râdeai cât ai urmărit materialul. Da, adică la ce am spus eu și pe urmă ce a spus și Marian. Despre Denisa, că ea s-ar fi îmbolnăvit din cauza lui Liviu. Eu nu știu prea mult, că n-am stat să urmăresc cazul, știi? Dar ce am văzut acum și am luat cum, adică și eu și dintr-unul într-altul, așa, știi? Da. E un moment în care în viața fiecăruia, când trebuie să te gândești exact ce este mai important, cu siguranță că Denisa s-a gândit zile întregi la acest lucru, până când vom vorbi cu preopinenții. Știu că și Valencio va fi alături. Valencio ar trebui să intre prin legătură video cu noi. Nu știm dacă este pregătită legătura, dar tu o cunoști pe Denisa de ani de zile, nu? Ți-a dat odată impresia că este bolnavă? Nu, dar un om nu poți să știi ce ascunde în sufletul lui. Ce poți să-l vezi bine și cum s-a întâmplat și cu prietenul meu și în 3 zile, 4 să-i se schimbe viața total. Să nu mai fie și... Da, despre asta... Liviu ai aflat acum câțiva ani că și el o problemă de sănătate. Nu. Ți-am spus că nu prea știu prea multe. Nu. Da. Dar Denisa cum era? Când era sănătoasă? Cum era ea? Când voioasă ca fiecare artist. Te duci la treabă, nu dai impresia că ai avea ceva supărări pe suflet sau, eu știu, necazuri. Dar, na, vezi cum sunt, e treaba cu artiștii. Da. Te rog. Marian Vasile ne-a mai povestit și despre alte lucruri și despre acuzațiile care au fost aduse și aș vrea să-l urmărim chiar acum. M-am dus la ea cu Liviu, nu știam unde locuiește Denisa. N-a putut să se ridice din pat, nu că ar fi trebuit, știi cum e, da? Și ați spus că Marine nu pot să mă ridic, atunci mi-a dat seama că e grav. Zic, băi, hai să ne uităm pe niște analize, pe ceva. Nu era chiar așa de panicat situația. Era puțin slăbit, într-adevăr. Bine, că avea și un complex. Aoleu, Marine, că am slăbit, că am făcut. Zic, lasă-mă, Denica, nu contează. Și eu am slăbit, trebuie să trecem peste... Este adevărat că a slăbit destul de mult în această perioadă, așa cum se spunește. Da. Dar bine că, vedeți, noi oamenii suntem tentați să credem că dacă suntem grași, suntem frumoși și sănătoși. Eu zic că e exact invers. Slăbești, practic, și din tratamentul care l-am dat eu și, practic, ea nu mai putea să mănânce chiar ca un om normal, ficatul fiind afectat într-o proporție destul de mare. Ne mâncă proteine, ai văzut ce se întâmplă, ca și la sportivi. Sportivii, ca să obțină masă musculară, mănâncă foarte multe proteine. Cam câte kilograme a slăbit, așa, în mare? Nu pot să-mi dau seama, dar cred că, așa vizual vorbind, vizual, nu știam ce kilograme are, cred că undeva la 7 kilograme. Ai simțit-o disperată? Ai simțit-o speriată de da, ceea ce se întâmplă? Da, era speriată. Deci, nu știu, ce-am constatat eu, că nu era boala în sine, cât chestia mentală, era foarte speriată. Vine un cadru urât cu lumânări, cu dăstea pe masă, care nu era nevoie la vremea aia de ele, dar... Avea lumânările aprinse deja, să înțeleg? Da, bine, chestia asta tradițională, că să fie Dumnezeu cu noi, e un lucru foarte bun, de altfel, că și eu sunt creștin ortodox, dar știi cum e, ai o reacție
aiurea când le vezi în fața ta. Bine. Și bine, mama ei a fost, dar a reacționat ok, a zis, băi, Geta, nu trebuie să existe așa ceva, nu în clasă. Ai încercat să-i spui mamei despre acele lumânări, că n-ar da, trebui zi, să... Da, că nu e bine să o traumatizăm, că le vezi acolo, știi cum e. Ai impresia că ești nevindecat. I-au indus o anumită stare de spirit. Da, fără voia lor, sunt fer convins că n-a vrut nimeni să-i facă vreun rău. Dar știi cum e, o icoană e binevenită în orice casă. Tuturor românilor, da? Acum cât timp stătea cu lumânările aprinse, Marian? Acum două luni. Acum două luni? Da, dar mama a fost destul de ok, v-a înțeles, bine, cine Marian, gata. Cine aprinde acele lumânări? Păi, la vremea aia nu era decât mama Denise cu Denisa în casă. Bine, femeia normal s-a speriat, s-a așteptat probabil la cei mai rău, i-a zis, bă, hai să nu traumatizăm. Fata că n-are rost, haide să... Le punem puțin, poți să aprinzi o candelă, că e normal, dar una singură, o pui pe mobilă, o icoană în perete și... Poți să te rogi, poți să faci orice, că sunt binevenite și rugăciunile. Din moment ce ai zis că au făcut toți doctorii, nu le-a dat nicio șansă, îți dai seama, practic nu mai era nimic de făcut. Că asta a fost și ideea. Ți-au spus acest lucru, că doctorii nu i-au prima, mai dat nicio șansă? Mi-a povestit Liviu, am vorbit cu el, și eu l-am luat practic. Mai fost acolo, ai fost acolo, ai fost la mine pe toate părțile. Am fost peste tot. Toți doctorii nu ne-a dat nicio șansă. Ai zis că poate pentru o minune. Și am zis, bă, Liviu, hai să încercăm, că nu, ce te costă? Eu, unul, nu cer absolut nimic, pentru că nu cu asta mă ocup. Zic, prietenește și Liviu, prietenul meu, zic, hai să încercăm să salvăm fata asta. Bine, am avut puțin alte idei față de lumea asta medicală. Am văzut cancerul altfel, cum am tratat eu și zic, hai să încercăm și pe latura asta, dacă chiar nu se poate face nimic. Erai ultima speranță, cumva, asta a văzut Denisa în tine. Da, nu știu ce să zic. Cred că da, că practic a văzut și ea cu ochii, că mulți zic că nu știa. Denisa știa foarte bine și... Liviu Dovleac a spus că ar fi aflat acest diagnostic de la Florin Pește. Este adevărat? Nu, Denisa știa. Nu, că uite, am întrebat și eu doctorii și ce pot să mănânc, că aveam un unchi care îmi spunea că doctorii, când nu mai ai nicio șansă, spune că pot să mănânci orice. Și aia, mă, Denica, domnul... Despre ce unghi este vorba? Un unghi de-alii, nu Florin Pește, nu. Ea se consola cu acest gând că nu se mai poate face păi nimic nu, și că poate să mănânce că, orice? Practic, dacă domnul doctor i-a spus, nu știu despre ce medic e vorba, că poate să mănânce orice, ea a văzut exact ce i-a spus unchiul ei. Bă, când îți spune medicul că poți să mănânci orice, înseamnă că nu mai ai nicio șansă. Și am dus o luptă de... 2-3 săptămâni cu ea să-i scoatem chestia asta din cap. Ia ce mânca Marian în momentul în care tu ai ajuns în casă? Atunci chiar nu știu, credem că nu a fost practic o întâlnire de 2 ore. N-am întrebat-o, dar am vorbit cu mama ei, a înțeles. Hai să, nu, să încercăm să nu mai gata cu proteine, gata cu zahăr. Ce ai propus tu? Ce consta acest tratament naturist? Păi la bază era vorba de antioxidanți. Antioxidanți care practic să distrugă radicali liberi și să creștem pH-ul în organism, că eu, practic, după ideea asta m-am tratat, mi-am făcut un mediu bazic în organism și chiar s-a văzut că n-am greșit. Când am ajuns la un pH de 7,35, chiar i-a spus domnului doctor care mi-a luat analiza, sunt sigur că sunt vindecat de cancer. La 3 zile când mi-am făcut remene, așa a fost. Tu i-ai citit analizele Denisei? L-ai văzut? Da, îți dai seama că le-am văzut. N-arătau bine deloc. Adică aveau pleură spartă la zona plămânului, avea tromboz, avea... Îți dai seama că m-am speriat și eu la vremea aia. Zic, băi, poate să facă, Doamne ferește, o hemoragie internă, poate să facă orice altceva, adică orice era posibil atunci. Ce ar fi de spus legat de ce a spus până acum Marian? E foarte clar că foarte multă lume o vedea pe fata asta ca și îngropată în momentul în care a venit verdictul de la doctor că din păcate cancerul s-a răspândit peste tot, ceea ce cred că niciun om n-ar trebui să facă până când nu mai are o oră de viață și tot dacă mai e de luptat. Mi-e greu să înțeleg ce, da. Cum a fost acest resort. Da. Cristi, eu mă uitam și azi, m-am oprit să iau apă plată de undeva, inclusiv doamnele de la magazin, vânzătoarele, spuneau că e incredibil cum gândesc oamenii și cum se așteaptă să stingă din viață Denisa în fiecare zi, știi? Și erau atât de supărate, ziceau că se roagă pentru Denisa, deci inclusiv oamenii așa de pe stradă, oamenii normali, se roagă pentru sănătatea ei și dau o șansă și speră să facă bine. În schimb, asta sperăm cu toții. În schimb, mulți apropiați scot fel și fel de zvonuri de genul acesta, acum că a slăbit foarte mult, acum nu știu dacă e adevărat că are 25
50 de kilograme. Cum a apărut în presa acum câteva ore. Eu n-am văzut-o pe Denisa ca să confirm. Exact. Bine, așa se pregăteau doar mormântare așa cu o săptămână. Vineri. Și era o vorbă, da. Și poate că vreo babă s-o fi pregătit de mormântare, dar una, bănuiesc, nu toată lumea.